Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta. Auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în tuneric, ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrările tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grab să mă auzi, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-un dreptatea ta scoate din ecaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăzesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Amin.